Salutare, Chinon, și bine v-am găsit la un nou episod din Cineva mi-a făcut o melodie 6. De data asta am venit aici alături de mine. Da, fraților, nu știu dacă știți, eu înainte să am 100.000 de abonați aveam o serie Cineva mi-a făcut o melodie 1, 2, 3, 4, 5, 6 și am zis să mă opresc. Nu știu de ce, mi-a fost mie lene să mai postez. Însă am intrat acum câteva zile pe YouTube și am căutat piese despre Hymen și am găsit foarte multe piese despre Hymen și am zis: băi, trebuie să recontinui seria asta. Și dacă vreți, fraților, să continuăm seria asta minunată, nu uitați să apăsați butonul de like și să strângem 6.000 de like-uri, sperăm. Și dacă strângem și mai mult de 6.000 de like-uri, s-ar putea să postăm chiar zilnic din această serie dacă voi faceți piese despre mine. Adică ce trebuie să faceți este să luați un instrumental, să faceți versuri despre mine și să scrieți în titlul Hymen. E tot ce trebuie să faceți. Și avem aici o piesă, fraților, se numește Ștefan Adam, piesă pentru Hymen. Și haide să-i dăm drumul, cine știe ce a scos acest băiat. A, este un beat lin. El este Hymen. El este Hymen. Ce nu da? El este Hymen. El este Hymen. Cel mai tare YouTuber îl găsești la recomandate. Îți arată pe toate fidget spinere și altele. Se vede că merge la salarii, bigă altele. Ce căcat o țiști tu, hatere? Hatere, nu vezi că deschide cracica pe niște mânere la orice muiere? Ia, îi se tăce, hai mai nu va pierde. Tot ce vrei tu, 156k, hai cu milionul. Acum revin cu flow-ul meu nebun. Hai ne regele, rechivă, rulează ca pe tutun. Am intrat din nou, ce-ai făcut, man? Ești în beat, am intrat pe beat, liniștit în sfârșit. Ați înțeles că Hymen pe toți v-am uit. Speranțele voastre de anul la YouTube-ul român au murit. El este Hymen. Bam! Yeah! Vreau să scot o piesă pentru Hymen Star, pentru că el e singur, dar și fără adversar. Când scoate din buzunar, nu este nimic bizar. Cu verdele în mână, chiar nu scoate nimic din buzunar. Abar nu am ce se va întâmpla vreodată. Hymen este pregătit, dar nu îndată. Apasă când gata delete apare în copate. Este Cătălin Talent cu ciorba pulberată. Începe ea să spună tot. Haide Hymen repede că ți-am făcut și torta. Coaie aici e totul Caterin. Că nu vorbi de apă că îți torni pe gât pe lincă. Acum Hymen începe cu o cagulă. Mă piși pe tortul tău ăla de umplutură. Nu mă enerva că scot ranga la tine și îți par capul garnitură. Dă-mă sine prea Dragonașu. Bam! Bam! Ia! Oh, ce-a zis, frate? Fii atent acum! Ia! Mama mea, ce-mi place tipul ăsta! Ia! Vă urez pace din Sicilia, unde dacă te dai bătut o să pierzi victoria. Așa că ta, te rog frumos, uită-te la mine. Factorii mei mă hrănesc cu ăștia ca și tine. Yo, 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 pace fraților, pace Hymen. Pace, salut, frate, mă bine. Pace, pace, pace. A, mai are? A, ia. Stai, 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 trebuie să o învăț pe asta. Stai. Pace, fraților. Băi, fraților, cam ăsta a fost acest episod. Vă mulțumesc extrem de mult că v-ați stat la el. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai facem episoade de genul în care ascultăm piesele. Frate, mie îmi place extrem de mult să fac piese de ăștia, să fac clipuri de genul. Așa că apăsați voi butonul de like, dați și voi un share pe Facebook, pentru că mă ajută extrem de mult, fraților. Și nu uitați să vă abonați.
Poate vara asta facem și noi 200.000 de abonați. Nu? Ok, hai, ceau, m-am împat. Ceau. Aș fi vrut ca poliția să-mi asculte telefonul, să aude ce zic, ce bag droguri.